început să fie dor de tine. Dar îi da scuze pentru mai devreme, n-am da, bine, n-am să... Da, și noi, ca băieți, știi Gianni, cum e. Gianni, asta, nu nimic. Mamă, dar cum ești astăzi îmbrăcată, deci ea sortată și... bluza, de ce? Mamă, deci îmi place bluza de mor. E rochie. Da. Rochie, mulțumesc. Mulțumesc, băieți. Da. Mersi, băieți. Mersi. Ia stai, mașa, băi, ia vinu. Ce vreți? Ia zi-mă, care-i treaba, data asta de bani? Aaa... Ia lăsați-mă, mă, că o să mă fac eu bogătan milionar și o să-ți rație cârciuma după fața pământului, tot satul rat și pe tine. Dar cu mine ce ai, prostule? Păi că râzi și încășunăși pe tine, m-ați înțeles? Nu, de asta vorbește ca un mare barosan deja. Fii atent că suntem cu ochii pe tine, ai înțeles? Da, că-ți frig un șpiț în cură acum zbură, ai înțeles? Hai, pac, mă duc să iau o înghețată pentru viitoarea mea soție. Dorele, fii atent că m-ai ambiționat. Uite, aici o am pe Dalida, numai să-i dau puțin și sare pe mine, prostule. Aolo, aici o am pe Dalida, bravo, mă, Marica, frumusețe-o care ești. Mai ușor nu vă mai încurdați, că Dalida e a mea. Și tu mai ușor data viitoare cu mozolul ăsta, mă, mai înțeles? Că trebuie să o bag în crol să-i scot mirosul ăsta de șosete. Ia și tu o cingă în gură. Ba. Bine ai venit, Dalida! Hai, curaj, curaj, intră, te rog! Domn primar, ce-i asta? O atenție din partea șefului tău. O cafea, un ceiuc, ți-am fricat un nes? Ia zi ce-ți poftești, inimioară. Aș bea un nes. L-am făcut trece că e cald afară. Dalida, azi ai liber. De ce? Că mi-e simpatică de-aia. Eu intru primul. Dar de ce să intri tu primul? Bobiță! Dalida, noi doi trebuie să avem o discuție. Uită-te în ochii mei. Gata cu joacă. Sunt de acord să fim amanți. Deocamdată mai mult nu se poate. Din când în când facem sex, tot ce trebuie, dar... Cuvântul de ordine este discreția. Da. Asta înseamnă că niciun alt bărbat nu intră în viața ta. Iar eu îți promit că în curând voi divorța. Pentru că nu mai suport să te văd cum suferi pentru mine. Apropo, milionul pe care l-ai câștigat, e brut sau net?